Era cu soția, cu a doua soție. Da. Nu mai vreau să te pierd, n-aș putea să te uit, mi-ai furat inima. Cum ați cunoscut-o pe a doua soție? Mi-a făcut cunoștință cineva, un prieten cu care cântam, mi-a făcut cunoștință, mi-a plăcut. Era tot solistă? Cânta și ea, da. Cum o cheamă? Liliana. Liliana. Da. Și o iubeați doar pe Liliana? Da. Și deci n-avea loc nicio fată? Nu. Liliana mergea cu dumneavoastră la concerte? Da, mergea cu mine la concerte, da. Mi-a făcut ea o farsă, da. Adică? A sunat de la recepție, nu știu unde, ca să mă întâlnesc cu o fată, ca și când ar fi dorit o fată să se întâlnească cu mine. Și am spus că nu. Adică vă proba dragostea? M-a probat, da. În schimb, a picat în plasă Florin Petrescu, acținte. Serios? Da. Și am, cum așa? După aia ne-am dus, așteptam îmbrăcat, așteptam întâlnirea. Și m-am dus eu cu mine. Aștept degeaba, că noi te-am sunat. Ați iubit-o mult pe Liliana, nu? Da. Ce s-a întâmplat? Am citit undeva că ați suferit foarte mult, că v-ați despărțit de soție și că de asta v-ați îmbolnăvit. Da, dar asta e de domeniul trecutului. V-ați despărțit? Atunci, da. Atunci. Da. Dar ce s-a întâmplat așa dintr-o mare dragoste? După atâta timp, după atâția ani petrecuți împreună? Nu vreau să povestesc amănuntele astea, fiindcă nu e ceva care... Sunt lucruri care vreau să le păstrez pentru mine. Dar văd că vă afectează și acum. Normal, dar asta e. Deci aveți un mesaj pentru Liliana? Nu. Nici eu nu. Nu. Dar cu sănătatea ce s-a întâmplat? Că ați avut o perioadă foarte grea. Ați mers la doctor, v-ați operat. Ce s-a întâmplat? Da. Am făcut două tumori. Cancer. M-am operat la Oradea, la cel mai bun doctor. Și m-am vindecat. Asta a fost. Am avut și un accident. Aoleu, cum? Cu mașina. Tot în perioada aia? Da, a fost un an nefast. Nu mai cu probleme. Un an nefast. Da. Liliana a fost accidentul... atunci alături de dumneavoastră, da, sau da, nu? Sigur. Da. Ați înșelat-o pe Liliana? Dacă am înșelat-o? Da. Păi de-aia ne-am despărțit, că... Serios? Am înșelat-o cu... Cu altă doamnă? Da, da, da. Și ați rămas cu doamna cealaltă? Nu. Nici cu aia n-ați rămas? Nu. Păi cum așa, domnul Ciotăi? Și acum sunteți singur? Nu, nu sunt singur. Orice moment când sunt cu tine e ca un vis și-a devenit. După ce ați divorțat, după ce ați suferit atât de mult, după ce v-ați îmbolnăvit de supărare, da? V-ați împăcat cu soția? Da. Cum v-ați împăcat? Păi a venit la mine la spital. A venit la spital. A fost lângă dumneavoastră când a fost mai greu, nu? Da. Și așa v-a convins să fiți împreună. Da. V-a demonstrat că e de fapt lângă dumneavoastră. Da. Și acum unde locuiți? În Târgoviște? Da. Cu doamna Liliana? Da. Câți ani aveți de relație? 30? 33. 30? Wow! 33 de ani. Deci puteți să faceți nunta de aur. Dar e o soție înțelegătoare? Vă așteaptă acasă cu mâncarea? Cum e relația dumneavoastră așa? E bună. E bună, după ani de zile. Scurtă mi-a fost clipa când am cunoscut, lungă a fost ziua aceea în care ne-am iubit. După o perioadă în care la mijlocul anilor 90 și începutul anilor 2000, a generic intrase așa într-un cont de umbră. Cum v-ați revenit? Da, a intrat într-un cont de umbră, dar am fost ajutați să intrăm într-un cont de umbră. Cum așa? Ne-au eliminat casele de producție. Noi în 99 dădeam ultimul hit. Liliana, am venit la nunta ta, 99. În 2000 deja am dispărut. A apărut, s-a ocupat
cineva de ceilalți, de Adrian, de Vali Vigelie, de... Și au scos pe piață alt stil. Gen, alt stil muzical, mai spre lăutărie. Și noi am fost eliminați de casele de producție, fiindcă și așa voiau să ne elimine. Aveau probleme din cauza noastră, că ei scoteau albume, nu se vindeau, noi scoteam și vindeam. Și ei plăteau degeaba vedetele. Dar nu vi s-a propus o colaborare cu maneliștii mai tineri? Nu. Păi eu am vrut să scape de noi. Am venit cu sume mari de bani și eram refuzați și cu bani. Deci nu voia să... Erau spațiile, într-un fel, date producătorilor. Da. Și eu, dacă nu eram producător, nu aveam loc. Și cum ați supraviețuit în perioada aia? Muzica noastră, noi nu eram pe posturi, dar noi aveam casetele în casele oamenilor. Deci, noi existam în casele oamenilor, dar nu aveam... Cum? Din ce trăiați? Aveam evenimente. Aveați evenimente? Da, evenimente aveam. Dar nu eram în eram publici. Nu e doar vina mea, că nu pot să înțeleg, vina mea. Și acum ați ajuns să umpleți cea mai mare berărie din Europa. 6 concerte ați avut anul ăsta, da? Da. E o performanță, domnul Ciotoi. Este. Ne simțim datori față de public să mai lucrăm și să mergem. O să mai scoateți un album? O să scoatem hituri. Da. Sunteți fericit, domnul Ciotoi? Da. Sunt fericit. Da, după atâtea concerte, după atâtea spectacole, la vârsta dumneavoastră aveți o viață liniștită? Adică v-ați pus bani deoparte pentru bătrânețe? Vă permite să vă duceți într-o excursie exotică? Să vă cumpărați, nu știu, o casă frumoasă, o mașină scumpă? Sincer, da. Da? Da, sigur. Adică aveți, vă faceți mofturile? Da, sigur, da. Nu am... Vă lipsește ceva? Financiară. Nu, nu lipsește nimic. Ce vă mai doriți? Îmi doresc să fiu sănătos atât. Să pot să duc mai departe activitatea asta. Să știți că am o surpriză pentru dumneavoastră. Asta așa, pentru că v-ați împăcat cu doamna Liliana. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine. Vă mulțumesc frumos pentru interviu. Plăcere.